La vârsta de 19 ani, Iulia Hajdeu este răpusă de tuberculoză, boală pentru care nu exista leac la vremea respectivă. Doborât de durere, Bogdan Hajdeu nu a putut accepta gândul că fiica sa nu mai era. La 6 luni de la moartea ei, pe când stătea la masa lui de scris, a simțit cum pierde controlul asupra mâinii sale, care prin câteva mișcări rapide a lăsat pe hârtia din fața sa un mesaj în limba franceză. Mesajul suna cam așa: sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea. Asta ar trebui să-ți fie îndeajuns. Semnat Iulia Hajdeu. Și acesta nu a fost singurul moment mistic din viața celor doi. Se spune că scriitorul a construit castelul de la Câmpina după indicațiile primite chiar de la Iulia Hajdeu, aflată deja în lumea de dincolo, în timpul unor ședințe de spiritism. De altfel, întregul castel a fost gândit ca un templu închinat Iuliei, plin de simboluri mistice, însă și baza castelului de la Câmpina are forma unei cruci.